Cea mai mare și așteptată producție muzicală din România se va desfășura la Timișoara anul acesta. Discoteca Festival aduce în orașul de pe Bega peste 50 dintre cele mai sonore nume ale muzicii anilor 80 și 90. Chiar dacă mulți dintre studenții Universității Politehnica Timișoara nu erau născuți în acea perioadă, pe aceștia îi încântă organizarea unui astfel de spectacol, iar mulți dintre ei se gândesc serios să participe. Poate aș participa, mi se pare o idee foarte bună. Cred că părinții mei ar fi mai încântați despre asta. Ai vreo trupă preferată din acea perioadă? Da, ABBA mi-ar plăcea. Sau Boney M. Cred că Boney M chiar vin. Da. Se pare interesant. Ai participa? Cred că da, depinde de perioadă, de cum am programul. Ai vreo trupă preferată din acea perioadă? Nu știu cum să vă zic, dar ascult și muzică mai veche. Da, cred că ar fi interesant. Cred că aș participa. Ce trupe preferi din acea perioadă? Anii 80. Duran Duran, de exemplu, îmi place. Organizatorii anunță un show pe cinste. Vor fi 5 scene amplasate pe stadionul Dan Păltinișanu, iar decorurile și spectacolele de lumini vor completa atmosfera. Este un concept importat, ca să spun așa, din afară, dar care în România nu s-a mai făcut. Au mai fost încercări în diverse orașe în România, dar au fost simple spectacole cu 3-4 artiști, câteva ore și cam asta a fost tot. Noi vorbim de un festival care ține 3 zile, unde vor fi prezenți peste 50 de artiști români și internaționali. Sunt pregătite și câteva surprize pe durata festivalului. Printre acestea putem aminti un moment tribut Michael Jackson și prezența mai multor artiști români care au scris istorie în industria muzicală a anilor 80-90. Fiind un festival dedicat muzicii anilor 80 și 90, bineînțeles că vom avea invitați artiști care au reprezentat și în România ceva pentru această epocă, aceste perioade. Aș putea să vă spun câteva nume, nu vreau să vă dau foarte multe detalii pentru că avem multe surprize, o să vedeți la fața locului, dar Gheorghe Gheorghiu este unul din artiștii care va fi prezent la acest festival, NND-ul, dar într-o formulă clasică, ca să spun așa, și restul o să vedeți acolo. Până în data de 10 martie se pot achiziționa bilete la preț redus la cele două categorii disponibile, astfel că pentru categoria 1, mai aproape de scena principală, cei interesați pot achiziționa abonamente la prețul de 600 de lei pentru toate cele 3 zile, iar la categoria a doua 300 de lei pentru cele 3 zile. Până acum, din cele 45.000 de bilete puse în vânzare, s-au vândut peste 23.000. Festivalul se va desfășura în perioada 31 mai-2 iunie pe stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara.